Direcția de asistență socială de Vad derulează o campanie de prevenire și combatere a cerșetoriei. Campania, intitulată Spune nu cerșetoriei, se va desfășura până în luna decembrie acestui an și are ca scop creșterea gradului de informare și conștientizarea cetățenilor Devei cu privire la amploarea pe care a dobândit-o fenomenul cerșetoriei, dar și la consecințele încurajării unor astfel de practici și implicațiile pe care acestea le au asupra copiilor, vâstnicilor sau a altor persoane vulnerabile. Campania Spune Nu Cerșetoriei este o campanie care are drept scop motivarea persoanelor din municipiul Deva cu privire la implicarea activă în descurajarea acestui fenomen al cerșetoriei, pe de o parte, și pe de altă parte își dorește să îi ajute și să vină în sprijinul celor care din nefericire practică acest fenomen și să îi îndemne în a se îndrepta către politicile și către, știu eu, către programele de asistență socială pe care le desfășoară Direcția de Asistență Socială. Potrivit statisticilor Poliției Locale de Vad, de la începutul anului, în reședința de județ au fost aplicate aproximativ 200 de sancțiuni contravenționale pentru apelarea în mod repetat la mila publică de către o persoană aptă de muncă, așa cum este denumită cerșetoria în lege. Direcția de Asistență Socială de Vad recomandă cetățenilor să nu-și încurajeze semenii să apeleze la mila publică, ținând cont că astfel de practici reprezintă de multe ori forme de exploatare a copiilor, vârstnicilor sau persoanelor cu dizabilități. La această campanie a Direcției de Asistență Socială de Vas s-au alăturat reprezentanții cultelor religioase, precum și alte instituții din mediul public și privat.